Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio sunt domnii Radu Miruță, USR Gorj. Bună seara, bine ați venit, domnule Miruță. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Ne bucurăm și de prezența domnului Eduard Lădaru, ALDE Gorj. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația noastră. Începem emisiunea cu anunțul trist, cum că un angajat al termocentralei Turceni, ați văzut și dumneavoastră știrea de astăzi, și-a pierdut viața. Sunt un mort și o persoană care a fost grav rănită. Se întâmplă lucruri de acest gen, ne pare tare rău pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, dar nu vreau să mă gândesc că lucrurile acestea se petrec din cauza lipsei de investiții din carieră. Și un scurt comentariu despre acest subiect, dat fiind faptul că se tot discută despre complexul energetic Oltenia, chiar la vizita de ieri, scurta vizită de ieri a lui Victor Ponta, sau ce să ne viziteze, a fost chemat să vină în județul Gorj Victor Ponta, a vorbit despre ceea ce înseamnă complexul energetic Oltenia și per ansamblu că lipsește o strategie din acest punct de vedere, și repet, nu vreau să mă gândesc că aceste accidente de muncă au legătură cu lipsa investițiilor din cariere și termocentrale. Sigur, observăm că se întâmplă foarte multe lucruri nefaste, inclusiv astfel de tragedii la complexul energetic Oltenia. Au mai murit de curând, e adevărat. Parcă totul este împotriva complexului energetic Oltenia, nu știu de ce, dar până la urmă, sigur că este vorba și de investițiile care trebuiau să fie făcute, este vorba de normele de protecție socială care trebuie până la urmă respectate. Nu se respectă la noi, în general, procedurile de muncă, nu se respectă normele de protecție socială, sunt doar pe hârtie, se contractează niște societăți care să îndeplinească toate aceste funcții, să facă hârtiile necesare, să spunem așa, dar nu se respectă. Adică e doar o formalitate care se parcurge fără a se respecta în mod real ceea ce trebuie făcut. Din păcate. Și asta, sigur, este tot din cauza lipsei banilor sau din cauza faptului că nu se cheltuiesc în mod eficient acești bani. Ne-au promis că cei de la PSD, cei de la ALDE ne-au promis că această strategie energetică și că sprijinul pentru complexul energetic Oltenia reprezintă un obiectiv pentru ei în următorii 4 ani. Mie mi se pare că lumea vorbește, în general, cei din conducere și factorii de decizie vorbesc despre lucruri mari fără să se uite la lucrurile mici care la rândul lor cumulează rezultanta lucrurilor mari. E tragic că mor oameni în mod constant. Probabil că una, două, trei persoane o să dea declarații în care nu m-aș mira ca persoana care a decidat să fie chiar vinovată, de vină. Da. Cred că se împarte povestea asta în două categorii. Una, poate fi o neatenție sau poate fi un accident de muncă care, mă rog, greu putea fi evitat. Nu știu, în cazul de față, vorbesc în general. Sau poate fi vorba despre nerespectarea unor condiții de muncă, unor procese tehnologice și așa mai departe, despre care m-aș aștepta să fie găsiți vinovați persoanele responsabile. Sigur, cel mai simplu e să dăm vina pe soartă, dar sunt prea multe mesaje pe care le primesc de-a lungul emisiunilor, în timpul emisiunilor, de la telespectatori care ne sesizează cu privire la faptul că lipsesc foarte multe lucruri care vizează direct protecția angajatului la locul de muncă în complexul energetic Oltenia. Și de aceea, repet, nu vreau să transform moartea unui angajat din complexul energetic Oltenia în cine știe ce casă ia, cine știe ce amploare, dar totuși, vin prea multe sesizări din această direcție. Am mai vorbit și în cadrul și cu persoane din cadrul altor instituții. E foarte posibil că ce spuneți dumneavoastră să fie adevărat și eu cred că e adevărat, însă mă gândesc persoanele responsabile, șefii de echipă, inginerii, cine coordonează. Răspund pentru asta? Că răspund, ar trebui să răspund, de-aia mă gândesc, când ei observă că există o astfel de inadvertență în procesul de muncă, cineva face o sesizare. Păi da, dacă toată nu lumea sunt bani, domnul Miruță, știți cum e, dacă nu sunt, de unde să scot? Nu e neapărat răspunsul ăsta, totuși complexul energetic are o sumă destul de mare pe care o învârte, cu profit sau fără profit. Eu nu cred că așa nu sunt bani. De afaceri este destul de mare. Deci nu sunt bani. Uriașă, nu destul de mare. Cifra de afaceri este uriașă. Deci nu sunt bani pentru ridicarea eficienței energetice. Nu sunt bani pentru diverse investiții majore. Dar pentru respectarea unor proceduri, eu cred că, mă rog, e o combinație între rea voință și incapacitate. Discutăm foarte mult și cu oameni care lucrează pe șantiere în afară și
Am discutat de curând că urma să fie dat afară de la serviciu pentru că n-a respectat aceste norme de protecție socială. Da. Cei de pe șantier de acolo au un om responsabil și pentru simplu fapt că s-a urcat pe scară și n-a fost o a doua persoană să țină de scară, a fost sancționat. Nu, dar, pentru simplu că... fapt că și-a dat ochelarii de protecție jos din ochi, a fost sancționat. Deci nu te lasă să ajungi să te accidentezi acolo. Mai e adevărat și alt lucru. În complexul energetic Oltenia sunt foarte multe dependințe. Dacă cineva observă, la nivel de muncitor, observă încălcarea unei proceduri... Nu poate să spună nimic, pentru că... De ce să nu poată să spună? Pentru că mâine poate să fie în situația... Domnul Miruța, acum, pe bune... Pentru că nu... Da, nu, adică nu se lucrează, asta nu se spun. Deci nu știe toată lumea. Asta este marea problemă. Asta e problema oamenilor și aleatoriu. Unul dintre cei care nu spune acum o să pătească zilele următoare. De acord cu dumneavoastră, dar pentru asta, Complexul Energetic Oltenia ar trebui să aibă un departament special care să verifice, intern, care să verifice această protecție a muncii și el să facă sesizările. Nu este... Ce a spus. Am înțeles perfect ce a spus. Strategic și ierarhic. Se vorba, domnule, om... care sunt responsabile da. De... Eu cred că ești o direcție, nu știu exact, dar cred că e o direcție care se ocupă de respectarea oamenii nu au, norme. Oamenii nu au cască de protecție, adică cineva trebuie să se sesizeze lucrul ăsta. Nu au mănuși, dar sunt, deci, repet, sunt nu pentru că nu vor ei să aibă mănuși, ci pentru că nu le au, efectiv. Probleme în complexul energetic Oltenia, încât chiar cred că ăsta ar trebui să reprezinte principalul obiectiv la negocierile care se durează acum privind contractul colectiv de muncă. Nu salarizarea neapărat, că normele de protecție, când normele de protecție, pentru că la decesul unor persoane și repetitiv cu o frecvență destul de ridicată. Asta este mare problemă. Mie mi se pare că acest aspect reprezintă o rezultantă a forțelor din spatele procesului. Da, știți că acum mi-a venit în minte un alt accident de muncă la sfârșitul anului trecut în care un angajat a căzut de la o înălțime foarte mare pentru că lipsau barele acelea de protecție, adică să n-ai centură de siguranță, să n-ai, da. Bine, trecând mai departe, un scurt comentariu despre gafa parlamentarilor de Gorj care au mutat, vor să știți ziua Olteniei pe 21 martie, adică e o legătură cu 21 martie, dar Tudor Vladimirescu, 1821, dar să zici că Oltenia este în nord-vestul țării, mi se pare exagerară de o țară întreagă de noi. Sunt multe lucruri care se întâmplă, evident, chiar dacă și o greșeală de asta, de copy-paste, un lucru care e inacceptabil. A trecut prin atâtea mâini, chiar nimeni nu s-a uitat. Da, e un lucru inacceptabil, nu se poate, nu există scuze din punctul meu de vedere. La acest nivel nu există scuze. Există scuze să greșească oameni la un nivel mai mic, oameni care ajung în anumite poziții, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să aibă scuze pentru așa ceva. Domnule, dar până la urmă e normal, adică ziua Olteniei, pe bune, ziua Olteniei, că ce? Ziua Olteniei... Încă o sărbătoare? Nu știu exact. Nu înțeleg, adică nu înțeleg sensul. Mi se pare că ne ocupăm, sigur, aceste lucruri vin din, probabil din dorința unor oameni de a arăta faptul că le pasă de identitatea noastră culturală și că nu, noi suntem niște oameni ai locului, dar este fals că te poți ocupa de lucruri mult mai bune pentru a arăta acest sunt lucru. Sunt oameni de cultură care scot aspecte frumoase din povestea asta a apartenenței regionale, însă totuși a fost ziua lui Brâncuște, Oltenia știu sau nu știu. Corect, de Brâncuște, corect. Chiar români. În afara României, cu siguranță că nivelul celor care știu despre Oltenia, numărul lor scade. De Brâncuști știu toate continentele de pe glob. Și la Târgu Jiu... Pauză. Da. Nu era s-a încercat, momentul, nu știu. Au fost câteva încercări de acelea sigur. Cu lampioanele, cu până la urmă, dezbaterile nu au cuplat cetățenii, nici măcar cetățenii nu au cuplat. Mi se pare că e o moștenire atât de puternică pe care noi toți o avem aici și care poate fi fructificată cu într-o modalitate extrem de facilă și nu se face așa ceva. Nu se face acest lucru, ci, mă rog, pe lângă cetățeni care pedepsesc pe măsură, cred că însă și autoritățile locale își primesc la rândul lor o recompensă, între ghilimele, pentru acest aspect. Spuneți dumneavoastră și pe bună dreptate, dumneavoastră, avem atât de multe lucruri de făcut în Oltenia, nu în țară, în Oltenia. Exact. Sunt atât de multe lucruri de făcut, de îndreptat. Și ei se gândesc la, adică trebuie să justifice și ei cumva prezența pe acolo prin Parlament și salariul ăla pe care l-au, despre care ne spun că nu este mare, nu este, dacă este să ne uităm, nu este foarte mare, dar totuși trebuie să facă ceva pentru el. Sigur, poți să, o discuție mult mai aplicată cu ministrul energiei, având în vedere ce s-a întâmplat cu privire la normele de protecție a muncii în complexul energetic Oltenia, mi s-a părut mult mai utilă. Chiar și cu ministerul muncii mi s-ar fi părut mult mai utilă până la urmă decât practic trebuie să ne aplicăm pe ceea ce putem să facem și
ceea ce este util în general pentru a dezvolta până la urmă Gorjul, până la urmă Oltenia. Deci asta este important și pentru asta trebuie să dăm valoare, nu dai valoare decât prin investiții și investitori. Vorbeați de ministrul energiei, Toma Petcu, ministru care înțeleg că are grave probleme de sănătate și care de ceva vreme nu și-a putut îndeplini sarcinile de serviciu, acestea fiind delegate secretarul de stat. Spuneți-mi de ce nu vrea și cum explicați faptul că Tăriceanu nu dorește sub nicio formă schimbarea din funcția lui Toma Petcu, în condițiile în care, adică, nu e altă problemă, e o problemă de sănătate, omul să și-o rezolve, iar când va redeveni apt de muncă, să revin. Sunt chestii importante care trebuie făcute în perioada asta. Și noi nu avem ministru. Să-i dea Dumnezeu sănătate, dar până atunci... Momentan, acum a revenit. Este sub tratament, dar a revenit la minister. Asta este, este o problemă de sănătate. Nu știu dacă este indicat, nu știu cât de gravă este această problemă de sănătate. I s-a cerut să schimbe, să nominalizeze pe altcineva. Adică, cred că oamenii au știut de ce au cerut asta lui Tăriceanu. Nu știu, mă îndoiesc că cineva a avut acces la fișa lui medicală, cu excepția lui, cu excepția ministrului energiei. Adică mă îndoiesc că ar fi avut altcineva acces. Da, lipsa asta îndelucată nu indică probleme de sănătate mai grave de cum ne-am gândit noi? Să știți că nu neapărat. În, în spitalele din afară, când te duci, este ținut mai mult pentru a-ți, pentru a-ți face mult mai multe analize și un set de analize complex spre deosebire de spitalele din România. Pe tema probleme de sănătate anumite persoane. Nici eu nu vreau să dar atunci când ești într-o funcție cu asemenea responsabilitate, mă rog, problemele personale, chiar și de sănătate, sunt pe locul 2, fiindcă acolo ești pentru problemele cetățenilor, nu neapărat pentru probleme personale. Asta încercam să spun și eu, nu, sunt pe primul loc, dar cedez funcția. Evident, pentru că sunt foarte importante probleme. Ministerul Energiei este un minister foarte important, secundă, care poate, nu trebuiește așa, haideți că-l faci. Poate n-am fost suficient m-am exprimat suficient de bine, mă refer că sunt pe locul 2 da. În perspectiva punerii în balanță cu problemele țării. Sigur că nu, da, sigur că da. Sigur, acum domnul Petcu a lipsit mult mai puțin decât lipsește domnul Klaus Iohannis plecat în vacanțe. Totuși, haideți să fim rezonabili și să avem răbdare să vedem ceea ce se întâmplă. Nici eu nu sunt de acord că dacă ai probleme de sănătate mai grave și chiar nu mai poți face funcție, să rămâi în funcția respectivă. Nu sunt de acord nici eu cu asta. Poate nu sunt atât de grave. Dar poate nu sunt atât de grave și vom vedea pe parcurs. Bine, sperăm, pentru că, repet, vorbim de o strategie energetică națională la care se lucrează. Este în dezbatere publică pentru încă 4 luni, dacă mi-amintesc eu foarte bine. Și vorbim despre faptul că iată ce se întâmplă în momentul acesta la complexul energetic Oltenia. Ne-au promis și de la Ministerul Energiei că ne acordă o importanță deosebită și că vor fi alături de noi ori de câte ori avem nevoie și de aceea chiar avem nevoie de ministru. Trecând mai departe, vreau să vă întreb direct, dumneavoastră când credeți că se vor organiza alegeri anticipate aici la Târgu Jiu? Referitoare la primărie? La primărie. Mă aștept ca până în vară. Vă așteptați. Dumneavoastră când credeți, domnule Lădaru, că se vor organiza? Nu am niciun pronostic pentru aceste și, alegeri. Și probabil și intuiți de ce vă întreb chestia asta, pentru că sunt... Cei de la PMP spun că nu vor fi organizate anul acesta alegeri anticipate la Târgu Jiu și tocmai pentru că cei de la PSD n-au niciun interes să se grăbească. Vă pregătiți pentru alegeri, domnule Miruță? Ca partid, da, ne pregătim pentru alegeri. V-ați orientat către o persoană care suntem în să candideze? Analize interne. Nici nu suntem grăbiți foarte mult din cauza faptului că și primăria, Consiliul Local, întârzie anunțarea date pentru alegerile respective. Noi ne așteptăm să se întâmple până în vară și ne propunem ca USR să vină cu un candidat propriu pentru Târgu Jiu. Ați putea fi chiar dumneavoastră? Nu s-a discutat deocamdată acest aspect. Ar putea fi orice membru din USR Târgu Jiu. Nici chiar așa, adică nu. Ar putea fi orice membru din USR. Ar putea fi orice membru din cadrul USR Târgu Jiu intră în discuții pentru așa ceva. Sigur că se face un vot, se face o analiză internă, încercăm să ne maximizăm șansele. Încercăm să arătăm populației în Târgu Jiu că se face și un altfel de politică, o altfel de politică un pic mai civilizată decât cea s-a făcut până acum. Și pentru asta încercăm să găsim un candidat. De ce ziceți că a fost o campanie civilizată? A fost foarte civilizată. Adică, haideți să ne gândim, să facem o comparație cu campaniile trecute la Târgu Jiu, în județul Gorj, totul a fost adică îngrijorător de civilizat. Ne-am gândit, dar când se... Face campanie, campanie. Eu mă refer la campaniile electorale din ultimii ani, din ultimele cicluri electorale. Da. Și nu mi s-au părut chiar foarte în România, în general. De data aceasta zic.
2016. Deci în 2016 a fost o campanie, au fost campanii electorale foarte civilizate. Nu? Da. Eu m-aș bucura să continue mai civilizată decât mai civilizată. Acum, la ce vă referiți dumneavoastră când spuneți că ar trebui să fie mai civilizată? Eu sunt de acord că în politică și în general în viață oamenii poate să aibă păreri diferite, poate să aibă chiar păreri opuse, dar modalitatea prin care îți exprimă acea părere mi se pare că caracterizează foarte mult felul omului de a fi. Dar nu vi se adică... pare, domnule Miruță, că în războiul ăsta dintre candidați sunt antrenați cu totul și cu totul alte personaje care fac campanie din spate, pe stânga, pe dreapta și poartă, de fapt, războiul celui pe care îl susțin. Iar persoana, candidatul, iasă în față, imaculat. Dom'le, n-am zis eu, am zis eu ceva. Probabil că în politică fiecare candidat este susținut în spate de o echipă, o echipă care e compusă din membri care au diverse interese personale. Însă mesajele pe care le transmit vârfetele de la încep candidații mi se par chiar jignitoare la adresa oponenților, mi se par așa cu intenția de a ataca diverse lucruri și de a induce un punct de vedere un pic eronat, malițios. Asta nu mi se, din acest lucru nu mi se pare că rezultă o caracteristică omului pozitivă. Spune-ți punctul de vedere, încearcă să te comporte așa cum consideri tu și cetățenii sigur vor vota da, ca atare. Trebuie să educăm electoratul, în primul rând. Oamenii se așteaptă la... Nu trebuie să educăm electoratul. Electoratul este la fel ca în toată lumea, politicienii sunt la fel ca în toată lumea sau trebuie să fie la fel ca în toată lumea. Nu știu ce înseamnă campania civilizată, nu știu ce înseamnă campania necivilizată, știu doar că mă uit la toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, mă uit la Statele Unite ale Americii și văd acolo cum se desfășoară campaniile. Și acum nu o să inventăm noi roata și să ne uităm domnul și noi la ei, vedem cum dacă se dacă mergi la o televiziune și... cu care ai relații personale și încerci să induci o știre neadevărată care durează 3-4 zile până sigur se adevărește sau nu și dacă e combătută, nu mai spune nimeni că a fost combătută. D'accord. Dacă încerci să induci o anumită persoană că a făcut lucruri neadevărate. Dar se întâmplă lucruri și de o parte și de cealaltă și nimeni nu este așa curat cum vrea să arate el că este. Este un joc și fiecare, dacă toți cei care intră în acest joc, dacă vor să câștige până la urmă, se vor comporta ca atare și vor respecta regulile jocului nescrise. Regulile jocului nescrise. Dar să-mi spuneți că nu există de fapt chiar o anumită parte a presiei care susține ceva, o altă parte a presiei care susține altceva și o altă parte a presiei. Poate. Și este firesc lucrul ăsta pentru că oamenii sunt subiectivi și asta este firesc într-o democrație. Da, și de asta se întâmplă ceea ce se întâmplă. Nu mi se pare de moralitate excepțională faptul că intenționat indus subiecte de presă neadevărate strict pentru a atrage aspecte negative pentru contracandidatul tău. Cu siguranță politica nu este cel mai moral. Deci, eu sunt de acord că politica scoate cele mai urâte lucruri din oameni, însă haide să lăsăm aceste lucruri urâte să iese dacă sunt adevărate, să iasă dacă sunt adevărate sau nu. Adică asta e părerea mea. Dumneavoastră, cei de la USR, ați simțit-o pe propria piele chestia asta? Ne uităm că Uniunea Salvației România este în acest moment ținta unor atacuri. Începând de la parlamentarii care asta e, au adormit în Parlament, sunt de condamnat, cum au fost ei denumiți adormiții sau nu știu cum le zice în Parlament, așa, până la Nicu Șordan, cel care nu a reușit să explice foarte bine de unde provin anumite sume de bani și așa mai departe. Cazul este în cercetare, dacă se va demonstra până la urmă. Adică e în aveți o problemă, credeți că este un atac deci, venit din partea unor contra candidați, colegi de... Dați-mi voie să vă răspund etapizat. Pentru povestea cu sunul din Parlament a domnului Boțiu, nu există scuze. Așa e. Dar nu există scuze. Așa e. Asta e. Pentru problema cu... Doamne, nu este există scuze. Este un loc bun de odihnă. Pentru problema cu, României, cred că sunt cu fondurile, alea. Haideți să ne înțelegem asupra unui aspect. Nu s-a demonstrat că ceea ce a acuzat o persoană e adevărat. S-a sigur, făcut, s-a făcut o plângere, parchetul e obligat să răspundă la acea plângere într-un mod, da, pentru a răspunde face o analiză. Dar eu am ascultat o expunere sigur, a domnului Nicu Șordan și care domnul... nu prea reușea să explice de unde vin 100.000 de euro. Nu are importanță. Nu are importanță. Fantastică. De acord, nu are importanța asta.
Dar eu spun următorul aspect. Până acum, USR-ul în frunte cu Nicu Șordan spunea de toți cei care aveau câte o plângere de genul ăsta, de la persoana XY sau Z, că Nicu Șordan nu are de la orice persoană, are de la autoritatea electorală permanentă, totuși. N-a făcut o plângere penală autoritatea. Plângerea nu e făcută de autoritatea permanentă. Sesizare penală, este făcută nu de autoritatea. Nu este făcută plângerea de către autoritatea electorală permanentă. Da, de către cine? De către o persoană. Pe autoritatea electorală permanentă a spus că a făcut această plângere. Nu, autoritatea electorală s-a sesizat în urma unei plângeri. Dar nu i-a făcut plângerea. Da, ea a sesizat mai departe organul de pentru că e obligat, penală. Domnule, dar știți prin actele dumneavoastră că e obligată să sesizeze mai departe. În fine, deci, mă rog, eu știu că următorul mesaj. Eu știu că dacă... în documentul trimis către parchetul general cu privire la verificarea acestor aspecte, știu că s-a consemnat în documentul respectiv autoritatea electorală permanentă că a solicitat extrasele de cont și nu să i s-au pus la dispoziție, deci, atât la USR cât și la bancă și așa mai departe. Răspunsul și oficial, reținerile autorității electorale deci permanente. Răspunsul oficial la autorității electorale permanente a fost că ea nu a sesizat nereguli. Asta e răspunsul oficial. Parchetul e o entitate a statului român care va decide dacă e sau nu. Da, dar faptul că Nicu Șordan îi făcea penal până acum pe toți, acum eu întreb, da, el cum este, Dani, este penal? Nicu Șordan îi făcea penal pe cei care au o condamnare definitivă. Nu, îi făcea penal inclusiv dați-mi pe cei exemplu. Care sunt anchetați de parchet. Păi, asta vreau să spun, nu sunt de acord cu asta. Deci, eu nu sunt de acord cu asta, pe lângă faptul că nu sunt de acord că s-a inventat un nou termen penal care se folosește în mod greșit. Nu se folosește ca adjectiv al unei persoane, sub nicio formă. Probabil că vedeți tot această inoculare de care vorbeați mai devreme de a falsifica adevărul până la urmă a dus la aceste deci, lucruri. Gândiți-vă, lucrurile astea vor ieși la iveală. Dacă la ALDE sau dacă la PSD se apare în breaking news că nu știu ce membri au fost găsiți și au fost condamnat penal, durează știrea o zi, două, partidul trece mai departe. Dacă la USR apare o astfel de știre, fiindcă USR și-a construit absolut întreaga imagine pe nefăcând asta așa ceva, USR dispare. Asta spun și eu. Deci dacă se demonstrează că lucruri de asemenea maniere există în cadrul USR... Sunteți conștienți de chestia asta? Eu nu pot să vorbesc decât în nume personal. Vă vedeți făcând politică într-un alt partid decât USR? Eu n-am făcut politică și nu mă văd făcând că toată politică. Lumea, aproape toți cei din USR, cel puțin la Gorj, sunt oameni noi în politică. Pentru că eu am venit la USR din dorința, mă tot plângeam de faptul că lucrurile merg prost. Și mi-am pus eu o întrebare pe care și-a pus-o probabil multă lume. Ce faci tu pentru asta? Nu o să schimb lumea, că nu o să schimbe lumea cu mine și nici cu 100.000 de oameni ca mine. Însă, dacă toți stăm cu aceeași idee în care sunt deranjat, dar nu fac nimic... Ne plângem de milă și stăm cu milă. La un moment dat e ca povestea cu cei care nu merg la vot. Nu merg la vot, dar ei se plâng că nu știu ce rezultat proști din punctul lor de vedere a ieșit. Eu nu mă văd făcând aia ceva și m-am înscris în povestea asta nu neapărat deci dacă pe USR. Se termină treaba, pentru că avem experiența partidelor mici, gen PNG-ul sau care mai... E adevărat, dar nu pierd de zi. Care au fost așa un boom, după câți fani s-au topit, pe PDD-ul și... Da, dar, al lui Gabriel Oprea, UNPR-ul, așa. Eu nu vreau să fac o acuză asupra anumitor persoane, însă, din punctul meu de vedere, în USR sunt calitatea persoanelor un pic alta de ce ați văzut la PNG, la PPD. Am văzut și în USR scandaluri, am văzut și în USR certuri între liderii naționali. Pentru că și în USR sunt oameni. Am văzut și gafe ale celor din Uniunea Socială. Adică, sincer, eu personal așteptam ca cei de la USR să fie cu... lanterna pe fața tuturor, cei din Parlament. Păi nu pot să mai... are 43 de parlamentari. Da, să fie, în primul rând, pentru că nu au experiența necesară să fie. Domnule, dar să știți că sunt acesta. În USR și probabil că sunt și în alte partide persoane care au demonstrat în activitatea profesională lucruri foarte mari. Dar nu foarte da. Cu o densitate mai mare decât la alte partide, scuzați-mă. Și asta, pentru că sunteți puțin, da. Și... Cu o densitate mai mare, densitatea nu ține cont de numărul de persoane, ține cont de aglomerații. Mă rog, nu știu dacă cu o densitate mai mare, dar nu poți să spui că USR-ul are experiența necesară. Faptul că s-a apucat cu greva aceea în Parlament, total, a fost ceva incredibil din punctul meu de vedere. Adică tu, ca parlamentar, ai armele tale politice, cum a fost, spre exemplu, moțiunea de cenzură pe care au depus-o. Sigur că da. Nu, a depus moțiune simplă inițiată de cenzură, n-a putut logistic. Sau moțiunea simplă, sigur că da. Nu, mă refer la opoziție. Deci ai alte arme politice. Uitați că ce a susținut USR cu împotriva acestor ordonanțe s-a și întâmplat. Deci, nu știu dacă întâmplător sau nu, ce a susținut a fost o chestie pozitivă. A fost o chestie negativă. Bine, vă propun o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și ne spune domnul Ledaru până la urmă ce s-a stabilit în urma protocolului care este între ALDE și între PSD. Mă gândeam că mă întrebați de protocolul DNA-SRI sau...
Da, și ăla păi este un subiect interesant, dar păi este la un nivel atât de mare încât cred că toți telespectatorii noștri care în momentul acesta urmăresc posturile naționale se documentează foarte bine cu privire la acel protocol despre care vorbiți și despre care cei de la serie spun că nu există așa ceva, aberația, expira din 2000 și nu știu cât, nu mai e. Probabil se va sparge și sediul seriei, nu mai este doar autoritățile electorale. Da, probabil că se va da. Deci ne mai spune domnule Daru dacă va candida sau dacă va accepta promisiunea celor de la PSD de a fi viceprimar. Revenim. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc că alături de mine sunt domnii Eduard Lădaru de la Aldegor și domnul Radu Miruță de la Uniunea Salvației România. Promiteam înainte de pauza de publicitate că ne va spune domnul Lădaru exact pe cât poate să ne spună, pentru că o să ne explice cumva că nu s-a stabilit concret. Dar cred că lucrurile sunt tranșate și că treaba este stabilită cu privire la candidaturile aici de la municipiul Târgu Jiu. Știu că dreapta se tot strofoacă să se unească. Iată, domnul Miruță spune că cei de la USR vor nominaliza un candidat și că oricine din organizația municipală are dreptul să candideze și poate candida. Altele stă așa, nici că una, nici că alta. Și există mai multe variante. Chiar o colegă de-a dumneavoastră, domnule Lădaru, spunea că cea mai bună variantă ar fi aceea în care dumneavoastră ați fi numit viceprimar, iar candidat la primărie... Ați fi susținut pentru, iar candidat ar fi domnul Aurel Popescu. Dar nu sunt de acord cu colega mea absolut deloc. Consider că... Păi nu, dar vă pun eu o altă întrebare. Că, sigur. Că nu sunteți de acord, mă scuzați dacă îmi permiteți. Nicio problemă, sigur, că nu sunteți de acord, vă înțeleg, dar dacă vi s-ar propune ați accepta, pentru că asta ține strict de dumneavoastră, dacă acceptați sau nu acceptați. Nu, din punctul meu de vedere sunt două discuții separate. Da sau nu? Nu așa, spre exemplu, dacă s-ar pune problema de maniera următoare, dacă candidez, nu vei fi viceprimar, aș vrea să candidez. Știind că nu aș fi viceprimar, dar în cazul în care nu câștig. Deci dacă s-ar pune problema așa, fără doar și poate aș candida. Nu aș da o candidatură la funcția de primar pentru funcția de viceprimar, sub nicio formă. Dar dumneavoastră, mânat de gândul că ați câștiga într-o luptă Aurel Popescu, Marcel Romanescu, candidatul USR și deci, candidatul PMP... De asta intru în competiție. Deci, Marcel Romanescu, să fim serios, era și alții. Adică mai degrabă îmi fac probleme pentru cei de la USR decât pentru cel de Marcel Romanescu. Dar eu nu sunt avocatul nimănui. Dar vă întrerupă reamintindu-vă faptul că pe colegiul cu Victor Ponta, domnul Romanescu a luat un leon de pe jumătate din Târgu Jiu, sigur. Nu, a fost, aia a fost la un moment dat. Credeți că se vorbește de aceeași notorietate? Nu știu asta. Vreau să menționez faptul că USR actualmente consideră acest lucru. Nu exclude absolut nimic din celelalte variante. Actualmente consideră... Colegiul era jumătate din Târgu Jiu. Actualmente consideră că va da candidat propriu, asta vreau să subliniez. Era jumătate din Târgu Jiu, un pic mai mult decât jumătate din Târgu Jiu. Atât era colegiul. E adevărat, dar și Victor Ponta a candidat-o pe jumătate din Târgu Jiu. De acord extrapolați la toată suprafața, la toată populația Târgu Jiului, s-ar putea să obțineți proporția... Păi nu cred, pentru că, vedeți dumneavoastră, cealaltă jumătate din Târgu Jiu a votat PSD-ul. Că a ieșit, adică dumneavoastră credeți că respectiv colegii au fost împărțite astfel încât colegiul ăsta e tot PSD și ăsta e mai puțin PSD, așa pe zone? Nu, s-au împărțit colegiile, dar cealaltă jumătate din oraș a votat cu PSD-ul. Asta vreau să spun. Și a reușit candidatul PSD de pe colegiul respectiv. Au votat masiv astfel încât candidatul de pe colegiul 5 să câștige cu peste jumătate deci, persoană. Alde are sau nu candidat? Poftiți? Alde are sau nu candidat la primărie? Nu se știe. Dar intenționează, adică da, intern... Este foarte clar o... Dacă vreți o luptă a mea luați-o cu ghilimele de rigoare. În interiorul partidului am arătat și le-am spus tuturor că vreau să candidez și să meargă cu acest mesaj la București. Și să știți că nu este întâmplător. Sunt totuși 8 municipii în țară. 2 reședințe de județ, Târgu Jiu și Craiova. Se va discuta între ALDE și PSD cu privire la aceste susțineri. Deci chiar se va discuta la București, nu se va discuta la nivel local la Craiova acest lucru. Va fi tot candidatul PSD, e clar că la Târgu Jiu va fi candidatul ALDE. Nu neapărat. Sau nu neapărat, asta spun. Vreau să spun că se va decide cu privire la toate celelalte... Candidatul PSD la prefectura Gorj va fi
se vor lua discuție toate aceste aspecte. Se discute toate aceste aspecte. Decizia nu mi-aparține. Se va lua peste cap. Da, la dumneavoastră, evident, asta este clar. Deci vă întreb pentru curiozitatea mea politică. Sigur. La dumneavoastră, un partid, deciziile se ia la București sau se ia în cadrul organizației locale? Și la dumneavoastră se ia la București deciziile. Stați liniștit, nu vă mai amăgiți așa. Și la PSD se ia la București. Și peste deci la dumneavoastră se ia la București. În toate partidele politice se ia la București. Stați liniștit, nu vă mai amăgiți că luați dumneavoastră decizii aici. Asta e opinia dumneavoastră. Păi așa este, cum vă spun eu. Dacă USR-ul va stabili... Stați că a ieșit Raluca Turcan acum și a spus că USR-ul, PNL și USR, fie fuziune, fie alianță. Stați că nu este exclus nici ei ca să nu-și pună candidat pentru că se va decide la București. Deci chestiunea asta că noi suntem niște suntem cei mai tari și noi decidem, de fapt, în filială, este cu totul falsă. Dacă sunt interese ale partidului, interese legitime ale partidului, care stabilește de la nivel național, mă rog, interese legitime ale partidului, care stabilește cu totul altceva la nivel național, respect deciziile respective, sigur că, și exact cum am spus, cu privire la candidatura mea, este o chestiune pe care mă depășește. Forța centrului am văzut-o inclusiv la PSD, când și nu mi-ar conveni, și nu mi-ar conveni să nu pot să candidez. Da, mulțumesc. Asta pot să spun. Dar nu este suficient. Adică, și ce să fac? Sigur că nu aveți ce face. Sigur că nu aveți ce face. Dar poate că discutați cu colegii de partid, nu știu, poate vă susțin pentru la prefectură. Mai luați în calcul negocierile pentru funcția de subprefect? Se ia în calcul toate negocierile, însă nu mi-aș dori o funcție din care să nu pot să fac politică, spre exemplu. Vă pregătiți deocamdată, pentru 2020, am înțeles. Deocamdată da. Funcțiile de prefect Bine. Și subprefect sunt... E un subiect interesant lansat de dumneavoastră, cel legat de o eventuală înțelegere între USR și între PNL. Adică, până la urmă, nu mai este un secret faptul că se tot discuta chiar înainte de alegerile parlamentare despre faptul că USR-ul ar fi un fel de fratele mic și vitreg al Part Național Liberal. Interpretări pot fi făcute de către oricine și în orice manieră. Eu pot să vă spun că USR, deocamdată, are o politică și o identitate proprie. Dacă pe anumite proiecte, dacă PSD vine mâine cu un proiect pe care USR îl consideră bun, USR va sprijini proiectul respectiv. Dumneavoastră considerați că domnul Marcel Romanescu este un candidat bun? Strict din punct de vedere personal, neasociind candidatura domnului Romanescu cu posibilitatea de a reprezenta toate partidele de dreapta, deci, strict din punctul meu de vedere, da, consider un candidat bun pentru PNL. În momentul acesta, dreapta, considerați dumneavoastră că ar putea genera o persoană care să obțină mai multe, în eventualitatea în care se va organiza vreun sondaj care să scoată la iveală așa ceva, o persoană care să ia mai multe procente decât Marcel Romanescu, se concentrează dreapta pe treaba asta sau... Dar singurul scop al anumitor partide nu este să se obțină cele mai multe voturi într-o alianță cu cineva. Adică scopul partidului USR, care are un partid nou, este să devină cunoscut, este să-și creeze notorietate locală, este să interacționeze cu cetățenii, ca cetățenii să vadă calitatea oamenilor și deci, să judece prin comparație. Deci, în aceste condiții, nu aveți niciun motiv să susțineți PNL-ul. Plus că Marcel Romanescu a declarat că vrea sprijinul votanților PSD. Adică, de la PSD, are, practic, PSD-ul are doi în cursă. Are și pe Aurel Popescu și pe Marcel varianta, Romanescu. Dar glumiți, așa. Adică, nu glumesc, dar el vine și declară cu dar nu-și permite lui. PNL-ul să facă și a doua oară aceeași gafă. Adică, pe bune, faci odată gafa cu... Păi nu, eu vorbesc de Marcel Romanescu, eu nu vorbesc de PNL aici. Și se știe foarte deja a devenit... Nu, eu nu vorbesc de PNL, eu vorbesc de Marcel Romanescu. El a ieșit și a spus că dorește adică, să adică peste capul lui liderilor PNL, că nu înțeleg noastră, cum vă imaginați că se face? Adică cei din PNL dorm, nu observă sau nu conștientizează chestia asta dacă ar fi? Lasă Marcel Romanescu să candideze, asta a vrut el și nu se candideze. Eu știu ce să zic. Noi cred că pierdem din vedere, sau dumneavoastră pierdeți din vedere, faptul că nu toți votanții din Târgu Jiu sunt influențați de apartenența unei persoane la un anumit partid. Degeaba spun eu că susțin PSD, vor vota membrii respectiv cu persoana pe care partidul o susține. Sunt oameni care nu fac politică, care nu sunt asociați niciunui partid și care votează indiferent de alianțele care se fac da, la da, nivel... Da, nu prea votează. Poate că n-am avut un candidat care să-i justifici. Întotdeauna am zis și eu că este vina partidelor politice, că oamenii nu sunt scoși la vot, dar nimeni nu
Pentru că vina persistă. Pentru că vina persistă. Eu în continuare cred acest lucru. Adică eu mereu le-am spus invitațiilor, dumne, nu înțelegeți că e vina dumneavoastră? Da, adică nu reușiți să-i convingeți pe oameni să iasă la vot. E o problemă. Dumneavoastră aveți probleme. Adică nu mai aruncați vina pe oameni că n-au ieșit la vot. Faceți-vă un proces de conștiință și gândiți-vă unde ați greșit de n-au ieșit oameni la vot. Adică mereu am promovat ideea asta. Dacă dumneavoastră ieșiți în oraș și vreți să stați la o anumită masă, dacă la masa respectivă sunt persoane care vă produc sentimente din astea mai puțin plăcute, nu stați la masa aia. Poate că din cauza faptului că sunt asemenea mizeri în partidele politice, oameni de calitate nu se duc spre partidele respective. Poate că vor să facă ceva, dar nu se asociază, fiindcă până acum li s-a arătat un tablou destul de murdar. Da, dar până la urmă toți oamenii curați ar putea să-și facă singur un partid. Acum, pentru a-ți face un partid, ai nevoie de 3 persoane. Mama, tata și copilul, trebuie să fim și un pic eficienți. Asta a încercat USR-ul. Și am văzut că dacă, sigur, o să-mi spuneți, doamne, n-a fost, nu e pe bune, s-au făcut niște sondaje de opinie după tot ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, după ceea ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni. Sondaj din care, în mod evident, reieșea faptul că toate partidele politice au scăzut în sondaje. Eu nu știu cât de reale sunt procentele pe care le-au specificat cei care au realizat sondajele, dar... În mod evident, o scădere în lumea încrederea. Lumea e supărată pe clasa politică. Adică, din punctul meu de vedere, e îndreptățită. Dar asta e politica. Nu poți să judești pe ansamblu. Uite-te la clasa politică și vezi cel mai mic rău din mulțimea pe care ți-e pusă la alegere. La urmă, trebuie să alegi pe cineva. Adică, într-un mod sau altul, trebuie să alegi. Toți partidele politice sunt cele care conduc, așa e în democrație, nu de altă, dacă vrem să revenim la dictatură. Da, faptul că la Târgu Jiu participarea la vot, chiar și la alegerile locale, a fost atât de scăzută și că lumea s-a întors disgrațiată de la procesul de vot, că a pus ștampila strict indică pentru că a trebuit ceva să o pună, mie mi se pare un semn foarte mare de exclamare asupra acestui aspect. Sigur că da, nu contest lucrul acesta. Lucrurile diferă puțin, da? Avem alți candidați. Avem alți candidați. Chiar și PSD-ul poate veni cu o explicație de genul ăsta. Doamne, stați-mi, nu mai e Căciumaru, de ce tot dați în... E altcineva. Acum, și PSD-ul, când are de scos în fața aspecte pozitive, spune că nu doar lucrurile bune au fost făcute de Căciumaru, au fost făcute și de către cei din echipă, din care face parte și domnul Aurel Popescu. Dar și lucrurile rele în aceeași măsură. Lucrurile rele, dacă e să... Mă gândesc, dacă e să se dezbată, cum spuneți dumneavoastră, pot să spună, doamne, nu mai e domnul Căciumaru, e domnul Aurel Popescu. Lucrurile rele, dați-le în partea celui care a plecat și lucrurile bune, lăsați-le la mine. Foarte clar, nu știu. PSD-ul a condus, adică pe bune, să dai vina pe cine, să dai vina pe PNL, că n-a făcut opoziția, totul altceva, dar PSD-ul acum. De acord cu dumneavoastră, dar nu pot să spun că am condus eu, dacă am condus PSD-ul. Domnule, dar discutam la începutul emisiunii despre faptul că oamenii care văd în cariera de la Rovina că se întâmplă lucruri în afara legii, le teamă să spună ceva acelor oameni. Dumneavoastră sunteți în alianță cu PSD când vedeți că ceva e murdar, vă duceți și vă bateți cu ei fiind în aceeași alianță? M-aș bucura să văd chestia asta. Cum să vă bucurați? Deja o fac de foarte multe ori. Adică atunci când am ceva de spus, o spun. Fără doar și poate. Mai ales atunci când sunt chestiuni necurate, spre deosebire de cei de la PNL. Nu prea răzbate publicul ce dumneavoastră. Cum voi o campanie declarat de foarte multe ori împotriva lui Aurel Popescu? Cum vă imaginați? Sunt și eu curioasă. Nu, adică, se întâmple. Păi nu, bine, există varianta în care chiar ar putea să... Politic ar fi corect din punctul meu de vedere. Va fi o campanie și din punctul adică meu de vedere. Adică cum o să atacați? Cu ce? Sau nu să-l atacați? Să vedem în campania electorală. Păi cum să nu? Dar este foarte clar că PSD-ul a condus. Acum este culmea culmilor să vin să dau vina pe USR că a condus Târgu Jiu. Se poate întâmpla orice, dar... Sigur, se poate întâmpla păi nu, orice, da. Protocolul nu ar mai funcționa în situația asta. Bine că nu că ar fi funcționat în Consiliul Local așa ca uns, dar vom vedea ce totuși... se va întâmpla. Eu în campania electorală voi fi în campania electorală. Deci nu vă faceți absolut nicio iluzie că voi fi altfel decât în campania electorală și voi fi altfel de cum a fost în prima campanie electorală. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ceea ce se întâmplă și la Partidul Mișcarea Populară. Anunță și ei candidat propriu pe același principiu enunțat de dumneavoastră mai devreme. Adică suntem un partid care își dorește să fie vizibil, să luăm pulsul în oraș, să vedem cum ne văd oamenii, să ne facem și noi un pic reclamă, pentru că urmează alegeri și în 2020. Ce se întâmplă în ALDE, Gorj, domnule Lădaru? Sunt lupte intestinale puternice, dacă putem să le numim așa. Senatorul Scarlatti Riza împotriva copreședintelui Dian Popescu, din meciul ăsta de pe teren lipsește Marius Borcan, care pare că așteaptă undeva la pândă să vadă care cum își dau un cap, care supraviețuiește să intervină și
pardon, domnia sa, ce puteți să-mi spuneți? Vă pomnește râsul, știu, păi, și pe mine. Ce pot să vă spun? Sunteți membru, de, adică... Până la urmă... Colegii de sunt colegii de noastră care au avut curajul să spună, domnule, eu sunt de pe Dian Popescu, mă... Am avut o delegație permanentă, statutară, delegație permanentă, repet, statutară, în care membrii delegației au apărut anumite nemulțumiri în sală cu privire la faptul că este conducere bicefală, inclusiv la București. Și până la urmă este foarte clar exemplul Partidului Național Liberal, care cu o conducere bicefală a ajuns la dezastru. Și ne dorim să până la urmă să știi la cine te duci, unde te duci, pe cine tragi la răspundere, pe cine tragi la... Asta s-a întâmplat, pe cine tragi la răspundere... Ați văzut declarațiile de astăzi? Am văzut declarațiile de astăzi. Este posibil să... Se depășește măsura bunului simț în această luptă? Nu e vorba de bun simț. Este posibil să se fi depășit limita unei dispute politice. Asta este posibil să se fi depășit, dar până la urmă sper că vor avea loc alegeri cât mai curând, sper că va fi acel congres extraordinar și să terminăm odată cu toate aceste disensiuni, să le spunem. Și sper să candidez la alegerile locale, adică să se termine cât mai repede, astfel încât și eu să pot să candidez la alegerile locale. Final este unul singur, vreau să candidez la alegerile locale. Cum vedeți lupta din Aldea, așa, ca, până la urmă, cetățean și ca om care face politica cu la început? Necivilizată și destructivă. Până la urmă și ei reprezintă un procent din populație care au propulsat în funcțiile pe care le au. Și nu știu cât de satisfăcuți sunt persoanele, cât de satisfăcute sunt persoanele care au votat văzând așa ceva. Eu nu aș fi. Da, până la urmă, bine, bine, dar ca să înțelegem și noi, votanții, muritorii de rând, dacă pot să spun așa, de ce e nevoie de astfel de atacuri ca cineva să-și demonstreze forța într-un... De ce e nevoie de astfel de atacuri? Că nu înțeleg, mi se taie firul undeva. Eu nu vreau să comentez situația de la ALDE, pentru că în spatele declarațiilor din presă nici nu știu. Bine, pe cele de la PSD, ca să zic acolo. Nu, pot să zic generic, deci pot să spun generic. Păi asta spun, asta ziceam și eu, generic vorbind. De ce e nevoie să se facă, să recurgă la astfel de atacuri pentru ca un lider să-și demonstreze forța? Cred că sunt mai mulți factori, dintre care aș enumăra posibil interese personale, ambiții personale mai presus de strategia partidului, atunci apare o problemă. La un moment dat, omul e susținut de un partid, dar începe să aibă niște chestii personale care nu mai converg cu strategia partidului și atunci încep să apară disensiuni. Poate sunt și chestii personale între membrii de acolo, nu știu ce istoric politic sau istoric amical au persoanele din discuția noastră, nu știu. În general, din cauza intereselor. Da, și noi tot la asta ne gândim, adică toată lumea se gândește la faptul că în spatele tuturor, deși tare mie teamă că încă nu s-a spus tot și că sunt multe lucruri care vor fi spuse dacă acest scandal nu se încheie aici. Doamne, este firesc să ai interesul să conduci o organizație județeană. Dar la modul ăsta? Am spus, cred că s-a depășit linia unei dispute politice, dar sper să... lucrurile să rămână la stadiu actual și să revină. Spuneți dumneavoastră, domnule, cu cât mai repede se organizează conferința de alegeri, cu atât congresul după aceea, conferințele în toate județele, cu atât mai repede se încheie scandalul ăsta despre care toată lumea vorbește în acest moment. Dar când? Adică nu se gândește nimeni să accelereze? Păi asta am și făcut, am solicitat convocarea unui congres extraordinar. Păi dați-ne o dată, asta vă spun. Data nu depinde. Nu s-a discutat de centru? Nu s-a discutat de centru. Noi am solicitat conducerii centrale și urmează ca la centru, conducerea centrală să se pronunțe. Doamna Băgeanu, până la urmă sunt și aspecte pozitive care se pot vedea din aceste situații. Devin și vizibil. Asta e una. Sper la cel care vreau să mă refer e altul. Oamenii politici, în general, interacționează cu oamenii, indiferent de momentul în care ei interacționează. Partea pe care eu dau public, partea pe care eu manifestă în diverse emisiuni, în diverse articole din ziar, la urma urmei e judecată de către persoanele care o să voteze la un moment. Aceasta e valabilă în toate partidele politice. Adică de fiecare dată când omul începe să înjure pe la televizor, de fiecare dată când omul începe să acuze, mai des când începe să inducă aspecte din astea mincinoase despre anumite persoane, oamenii judecă absolut tot și eu sunt convins de lucrul ăsta. Și unele o să obțină un scor mai bun, altele un scor mai prost. Spuneați, domnule Miruță, că vă așteptați ca la Târgu Jiu să fie o campanie civilizată. Îmi doresc.
Nu mă aștept, îmi doresc. Vă doriți lucrul acesta, dar observați probabil că e foarte vizibil faptul că deja ne aflăm în campanie electorală, adică se fac declarații, sunt tot felul de atacuri, dar mai mult decât atât, sunt câteva propuneri în Consiliul Municipal care cel puțin amuză la prima vedere. Și știți foarte bine la ce mă refer. Pe de o parte, la propunerea ca la Nunta de Aur să fie invitate și persoanele văduve, inițiativa celor de la Partid Național Liberal. Iar pe de altă parte, ultima noutate este cum că în Consiliul Local, cei de la PNL, în urmă cu câteva zile, au făcut acea propunere ca la cinematograful Sergiu Nicolaescu să fie organizate și alte evenimente în afară de rularea filmelor. Și la comisii, pam, pam, acea propunere era înaintată de consilierii PSD cu ceva vreme înainte, în condițiile în care până să se știe asta, cei de la PSD luau în derâdere propunerea celor de la PNL, adică e o situație de noaptea minții, nu știu. Nu, n-a fost propunerea cu privire la cinematograf, n-a fost propunerea să desfășoare și alte activități, ci a fost propunerea să fie schimbată destinația, spuneți dumneavoastră, să treacă în administrația autorității locale, domeniul public sau privat al municipiului Târgu Jiu. Și asta s-a întâmplat, că cei de la primăria municipiului Târgu Jiu, din câte am înțeles, luaseră legătura cu cei de la autoritatea de regie a filmului, da. Și aceia le-au spus că nu sunt de acord cu această trecere până când nu va fi adoptată, există un text al unei ordonanțe de urgență, până când, deși culmea, ordonanța de urgență este în vigoare, până când nu va fi adoptată în Parlament legea de aprobare sau de respingere a acestei ordonanțe de urgență. Asta s-a întâmplat și asta este răspunsul pe care l-au trimis. Cei de la Partidul Național Liberal au venit acum și au spus că după ce au făcut ei această propunere, au făcut și ei adresa și le-a venit și răspunsul. Ceea ce este posibil, așa să se fi întâmplat. M-ați întrebat, oricum, sigur. Ce scuze, că nu te-am problemă. Deci fiindcă m-ați întrebat vis-a-vis de cinematograful Sergiu Nicolaescu, probabil că ei făcut o analiză, nu știu dacă au făcut sau nu au făcut, înțeleg că nu prea vine lumea la cinematograf și s-ar putea să nu prea justifice costurile. Asta e ce am observat, exact. Nu știu. Ar trebui făcut o analiză și să se găsească oameni care să ia decizii pe tine. Nu sunt suportate de deocamdată, dar autoritatea dacă o treci locală. Dacă o treci în administrarea autorităților locale, da, dar deocamdată de ce se îngrijorează cineva pentru lucrul pentru acesta? Pentru că vorbim de bugetul național. Unul dintre ei gândesc ca la așa, gândesc câteva mutări în față și probabil că își fac diverse planuri, mă gândesc eu. Vis-a-vis de al doilea aspect cu persoanele vârstnice invitate sau nu la un eveniment, eu observ cu o anumită amărăciune că Consiliul Local se focalizează spre astfel de evenimente din care nu vreau să aduc vreo jignire acestor persoane, adică e foarte bine să se întâlnească. Însă ar lua-o din nou în ordinea priorităților. Cred că cu suma respectivă de bani, cu o sumă mai mică de bani, se putea crea un eveniment pentru povestea cu Brâncuși. Cu o sumă mai mică de bani se pot colecta sticlele și toate plasticele aruncate pe refugiul acela al Jiului, între insuliță și parc. Dar mă plimbam astăzi pe acolo și e plin absolut de sticle și de plastice. Dar nu e în administrarea autorității locale barajul? Nu, dar nu mă refer la aceea. Deci la insulița de pe Jiu, la podul acela care s-a mutat, podul de trecere dinspre parc spre insuliță. E un refugiu al barajului între parcul insuliței și stadion, unde se construiește stadionul. E în administrarea primăriei cu siguranță parcul și insulița. Cine merge pe acolo trebuie să se uite la gunoaie. Da? Adică nu cred că sunt costuri prea mari pentru aceste lucruri. Și da, să se facă și astfel de evenimente, dar nu sunt bani pentru elevii curiozate până la învățătură, pentru că, din nefericire, acei elevi nu votează. Da? Întâmplător pentru persoanele de vârsta a doua sunt bani. Și îmi doresc să fie în continuare, dar nu doar focalizată în acea direcție. Da, interesante propunerile. Da, sunt de acord cu... Propuneți dumneavoastră în Consiliul Local. Eu merg voluntar și adun sticlele împreună cu cineva de la Consiliul Local dacă dă o barcă sau ceva. Nu se poate așa ceva, domnule. Cineva vine acord, să viteze parcul Brâncuși, se vede insulița aia vara cu iarba stropită frumos și vede o mază de... ca să nu fie nici zona despre care vorbiți în administrarea autorității. Nu, dar insulița e. Totuși, chiar dacă nu este administrarea autorității, presupunând că n-ar fi nume de administrarea autorității, faci tot posibilul să nu arate cadra cu... Zice, așteaptă asta este să vină, să treacă apa jur, să le adunem baraj la piață.
Da. Suntem la final, stimați invitați. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezența de astăzi. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Ne revedem mâine seara. Toate cele bune! Thank you.